din cele mai vechi timpuri, Transilvania și explicit Alba Iulia au reprezentat niște atracții deosebite pentru turiști. Astfel, unii dintre aceștia, mai puțin cunoscuți sau chiar anonimi, au simțit să reprezinte grafic sau pictural frumusețile locului. Despre frumusețea orașului ne vorbesc diferiți călători care au fost în trecere în Alba Iulia, pentru că, precum puține desene sau gravuri sunt scoase la iveală, multe sunt ascunse publicului în arhive și nu pot fi vizitate și văzute. Vă voi folosi câteva citate ale unor autori de renume care au lăsat câteva mărturii interesante despre felul în care era orașul în decursul timpului, mai ales în Evul Mediu și până la începutul secolului XVIII, când un călător francez ne spune câteva detalii despre ridicarea cetății pe care o vedem astăzi, cetatea Alba Carolina. Astfel, primul care poposește aici, după învață datare din 1291, este călugărul Rogerius, care spune că în sfârșit, cu mare greutate, după 8 zile am ieșit din pădure și am sosit la orașul Alba, de n-am putut găsi nimic altceva decât oameni și carte de celor uciși, precum și zidurile dărâmate, și risipite ale bisericilor și palatelor, zidurile stropite, mi-așugate, această imagine macabră a fost o realitate cruntă pentru istoria Transilvaniei și a orașului, deoarece acești indivizi incendiau și distrugeau orice în calea lor, mai ales că ne-au incendiat Catedrala Romano-Catolică, în care se aflau circa 2000 de oameni care se refugiaseră în ea. La scurt timp după aceste întâmplări, un document anonim scris în 1328, spune că în urma vegoanei tătarilor nu se mai afla sau loc sau se află puțin locuitori în Alba, greșit ca unui bisericii de tătare și a episcopului său. În urma acestor evenimente neplăcute, din 1291, Alba Iulia și-a păstrat caracterul său de centru cultural și ecleziastic, pentru maghiare din Transilvania, care ajunseseră foarte numeroși în această regiune, datorită unei legende care spune că Gyula, cel de la care ar veni denumirea Alba Iulia, al Gyula Fehervar, ar fi găsit așezarea în urma unei banale vânători. La mult timp după ce Iancu de Hunedoara se refugiase în Alba Iulia, din calea oștilor numeroase lui Mezi Pașa, se cum spunea istoricul umanist Antonu Bofini, în 1442, nu se poate vorbi despre arte decât foarte târziu, pentru că și Transilvania, precum întreaga Europa de Est, era ocupată de războaiele și luptele contra turcilor, care amenințau cu intrarea lor în Europa, iar voievozii români o să drept stăvilare și scuturi pentru a apăra poarta creștinătății, așa cum era numită Europa balcanică și carpatică. Singura operă de arte care se afla în Alba Iulia în acea perioadă era Maestoasa Catedrală Romano-Catolică, construită în stilurile gotic, renascentist și baroc. Începând cu anul 1616, se resimțea nevoia unei fortărețe, pentru că cea romană nu mai era în stare bună. Astfel, regele Vladislav al II-lea este primul care face prima donație pentru reabilitarea cetății romane. În 1623, episcopul Varde donează 50 de florini în acest scop, fapt pentru care a fost ridicată în partea de vest a catedralei capela care poartă numele. Cu mult timp înainte de înstrărarea principatului, în 1642, alt scriitor umanist precum Ștefan Taurinus aminteau în scrile lor că Alba Iulia, orașul al Dacii și așezat centrul ei, a fost numit după Eva Iulia Augusta, Maica Tepului Împărat Marcus Aurelius. Ne bizuim ca argument despre vechiul epitaf zăpat în marmură, încastrat în ușile bisericii Sfântul Mihail. Odată cu adăpostirea în Alba Iulia a reginei Isabela și fiului său minor Ioan Sigismund, aici se programă capitala principatului Transilvaniei, în 1542. Acest lucru l-a surprins scriitorul George Reichstorfer, care spunea Alba Iulia,
orașe străvechi, vestite reședințe episcopale, care se leagă de cele șase scaune sătești, ca un fel de regiune de mijloc, și numeau din mare, dar Dacia. În 1550, orașul este sediat de Habsburgi, ajunte cu cardinalul Martinuțiu, care a sinuit-o pe regina Isabela să plece în Polonia, împreună cu fiul său, Ioan Sigismund. Mulți dintre cei care vizitau cetatea și orașul vedeau ceva ciudat în această parte, că deși erau și români, mai toți vorbeau ungurește, precum spune scriitorul francez Pierre Lescalopierre, în 1574. În 1577, ea fiind topografia Bălgatului, avându-i ca mentor și susținător pe diacul Lorin, trece pe Leracoții al doilea și pe metropoliții Simeon Ștefan și Sava Brancovici. Apoi, în 1592, Mihai Viteazul face primele vizite în Alba Iulia, unde peste 4 ani va ridica metropolia Bălgatului. În 1597, în 1 noiembrie 1599, intră triumfal în Alba Iulia, fiindu-i oferite cheile orașului de către autoritățile civile și religioase.